Știați că cele mai populare genuri de muzică din zilele noastre, precum pop, rock, funk, RB, hip-hop, au la bază muzica afro-americană? Totul pornește de la blues, un gen muzical născut din suferință pe care sclavii de culoare îl cântau pe plantațiile de bumbac. Melodii sub formă de apel răspuns, adică o improvizație a solistului la care ceilalți cântăreții răspundeau repetând aceeași frază. Cele mai vechi forme de blues provin din Sudul Americii, de la sfârșitul secolului al XIX-lea și își au originele în cântecele de muncă, așa numitele work songs și în gospeluri. Acea muzică bisericească, în special corală, a comunităților creștine afroamericane. Iar dacă acest stil se numea blues rural, după cel de-al doilea război mondial, afroamericanii au migrat din sud spre orașe nordice industrializate în căutarea de locuri de muncă. Astfel, în orașe precum Chicago, Detroit, și Kansas City a apărut un nou stil de blues. Bluzul urban sau bluzul electric. Stilul de blues din orașul Chicago al anilor 50 s-a îndepărtat treptat de melancolia bluzului sudic prin introducerea chitarelor electrice. În scurt timp, acesta conducând spre nașterea unui alt gen muzical, rock and roll popularizat pe scară largă de Elvis Presley. În no jurul anului 1960, rock'n'roll-ul traversează Oceanul și ajunge în Marea Britanie, unde va apărea prima formă de rock: rockul britanic care a revoluționat muzica prin formațiile The Beatles, Rolling Stones, The Who, Queen, etc. Deci muzica rock își are rădăcinile în rock and rollul anilor 50. Ca subgenuri ale rockului, după anul 1960 apar hard rock cu formația Rolling Stones 1970, Heavy Metal cu ACDC și 1980, rockul alternativ Grunge cu formația Nirvana. Cu un sound puternic și masiv, caracterizat de ample distorsiuni înalt amplificate. Influențată tot de muzica rock and roll, Muzica pop este omniprezentă în topuri încă din anii 50. Principala caracteristică a acesteia fiind accesibilitatea. Accentul se pune pe refren și pe armoniile simple, care o fac foarte ușor de recunoscut, ascultat, memorat și chiar fredonat. Cuvântul pop provine din Marea Britanie și este o abreviere a cuvântului popular. Face referire la ceva faimos, celebru, la melodiile care sunt îndrăgite de marele public. Structura muzicii pop este foarte lejeră, ritmul creațiilor îndemnând la dans, iar temele abordate fac referire la subiectele din viața de zi cu zi. Reprezentantul de seamă al acestui gen muzical este Michael Jackson, care a adus contribuții importante nu doar în lumea muzicii, ci și a dansului și a modei. În topurile celor mai ascultate genuri muzicale, muzica pop ocupă rol principal, numeroși fani regăsindu-se în versurile artiștilor precum Madonna, Mariah Carey, Britney Spears, Ariana Grande. Se spune că genul de muzică preferat îți definește personalitatea. Cu alte cuvinte, spunem ce gen de muzică asculți ca să ți spun cine ești. însă alegerile noastre nu ne definesc doar preferințele muzicale, ci și cultura și educația pe care am primit-o. Tu ce gen de muzică asculți? Știi din ce stil provine? Scrie-mi în secțiunea de comentarii. Pentru a vă verifica cunoștințele legate de genurile muzicale, utilizați testul interactiv din descrierea videoclipului.